Un tânăr din Orlat și-a găsit sfârșitul după ce a intrat într-o stație de alimentare cu energie electrică pentru a fura firele de cupru. Băiatul, însoțit de frate și câțiva prieteni, a tăiat lacătul de la intrarea în transformator. A intrat acolo, nu știu pentru ce, și s-a electrocutat. A fost o întreprindere dezafectată și nu mai e pazic, nu mai e nimic. Veniți la fața locului, pompierii și echipa SMURD nu au putut decât să constate decesul băiatului. Reprezentanții Electrica se confruntă permanent cu astfel de situații. Stația de alimentare cu energie electrică era încuiată și mai multe afișe avertizau asupra pericolului. Perimetrul era asigurat, uitați indicatoarele care vedeți și pe și aici și pe ușa cealaltă, stai în altă tensiune, pericol de moarte. Aici era asigurat cu lacăt, cum e și în partea cealaltă. Se observă urmele proaspete de ruptură. Nici dacă erau vechi, erau ruginite. Polițiștii au deschis un dosar pentru a reconstitui pas cu pas ultimele minute de viață ale tânărului.